Prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a întâlnit în această seară cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, aflat într-o vizită oficială în România. În timpul întrevederii, cei doi au abordat subiecte legate de spiritualitatea ortodoxă și au discutat despre extinderea posibilităților ucrainienilor din România de a merge la biserică și a asculta slujba în limba natală. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc Sfinției sale pentru efortul enorm pe care îl depune în apropierea poporului ucrainean și celui român. Vreau să spun că noi tot timpul salutăm deschiderea parohiilor în limba ucraineană în România. Și astăzi am avut o discuție cu Sfinția sa despre posibilitatea de a extinde posibilitățile pe care le au ucrainenii din România de a merge la biserică și de a asculta slujbe în limba ucraineană, limba maternă. Acest proces deja are loc. Am discutat posibilitatea de a extinde acest proces și la Tulcea, și la Suceava, și la București și am convenit ca data viitoare, când voi veni la București, să mergem împreună la o biserică unde se va sluji în București, unde se va sluji în limba ucraineană și mă bucur foarte mult că aceasta a fost concluzia întâlnirii noastre de astăzi. Am lansat invitația de a vizita și Ucraina în orice moment convenabil, în Ucraina unde în prezent se poate auzi slujba în biserici, în mai multe biserici, în limba română. Și indiferent de ce limbă vorbesc ucrainenii, în ce limbă se roagă, important este ca de ce confesiunea aparține, important este ca toți ucrainenii să fie împreună și să construiască o societate puternică împreună. Jedність України, єдність Румунії. Cu acest prilej, președintele Ucrainei i-a adresat prea fericitului părinte patriarh Daniel invitația de a vizita țara vecină.